Este vorba de cei 6 ostateci israelieni uciși, de fapt executați de teroriștii Hamas, cu puțin înainte de a fi găsiți și recuperați de armata israeliană. Am consultat mai multe surse disponibile și mă opresc acum la trustul Anima News. Am două motive să fac asta. În primul rând, pentru că ei sunt acolo, în Israel, cu acces la toate informațiile la prima mână și de o diversitate mai mare. Pe urmă, este și faptul că transmisia se face în limba română și informațiile sunt în limba română. Asta ajută să evite confuziile, ceea ce este foarte important. Dar cel mai important este că știrile sunt obiective. Ediția asta la care suntem acum am gândit-o în două segmente sau cuprinzând două segmente. În primul rând, voi prezenta pe fiecare din cei 6 tineri uciși, executați de teroriști. Apoi, în final, vă voi citi câteva știri la cald din Israel, așa cum sunt consemnate obiectiv și fără interpretări de către trustul de presă Anima News din Israel, și pentru care îi mulțumesc lui Nando Mariova. Armata israeliană era pe cale să-i recupereze în viață pe cei 6, se înainta cu maximă atenție prin tunelele acelea pe care le știți și le-ați văzut în diverse transmisii. Se speculează mult, dar eu cred că adevărul este cum apare și în următorul comunicat de presă, Anima News, pe care aș vrea să vi-l citesc. Cei 6 ostateci uciși de teroriștii palestinieni și recuperați din fâșia Gaza în timpul weekendului au fost omorâți între 48 și 72 de ore înainte de autopsie, adică undeva între joi și vineri dimineața, a declarat ministrul israelian al sănătății. Ministerul a adăugat că un examen efectuat de Institutul Medicilor Legiști Abu Kabir a descoperit că cei 6 ostateci au primit mai multe împușcături de la distanță mică, ceea ce indică faptul că au fost executați. Forțele de apărare ale Israelului, IDF-ul, au declarat că teroriștii Hamas au ucis ostaticii cu relativ puțin timp înainte ca trupele să le găsească corpurile sâmbătă după amiază într-un tunel din Rafah. Canalul 12 al televiziunii israeliene a raportat că oficialii de securitate se tem că Hamas ar fi executat pe cei 6 ostatici din cauza îngrijorării pe care au avut-o după ce a fost eliberat marțea trecută ostaticul care a fost salvat viu dintr-un tunel din apropiere. Și acesta putea să divulge detalii despre locul în care erau reținuți ceilalți captivi. De când a fost găsit Farah, trupelor li s-a pus accent pe a opera cu mare grijă, chiar mai mult decât de obicei, din cauza înțelegerii că ar putea exista ostateri suplimentari în acea zonă. Nu aveam informații despre locația exactă a ostaticilor, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF. Trupele au început să caute într-un complex de tuneluri la aproximativ 20 de metri sub pământ. Sâmbătă și-au găsit ostaticii morți după amiază. Corpurile au fost extrase din Gaza în timpul nopții și duse în Israel pentru identificare. Se crede că 97 din cei 251 de ostateci răpiți de Hamas pe 7 octombrie sunt în Gaza, inclusiv corpurile a cel puțin 33 de morți confirmați. Hamas a eliberat 105 civili în timpul unei încetări a focului de o săptămână la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, iar 4 au fost eliberați înainte de aceasta. 8 ostatici au fost salvați vii și de asemenea au fost recuperate corpurile a 37 de persoane, inclusiv 3 care au fost uciși din greșeală în timp ce încercau să scape de răpitorii lor. Hamas deține de asemenea 2 civili israelieni
care au intrat în fâșia Gaza în 2014 și 2015, precum și cadavrele a doi soldați care au murit în 2014. Toate au fost consemnate de sau după Anima News. Acum să vă spun că încă ceva. Poate că renunțam să mai fac această ediție pentru că a fost o știre preluată de media noastră românească pe toate canalele, dar pe urmă m-am gândit că am documentat atent știrea și știrile conexe și ar fi păcat să nu le consemnez și mai mult decât atât, poate mai mult decât orice, argumentul ar fi pentru un om ca mine că niciodată nu las ceva neterminat. Și poate peste toate astea se așează faptul că nu am vrut să rămână ca simple nume. Erau tineri, aveau viața în față și dorințe. Apoi m-am gândit la oare la ce se gândeau ei în ultimile secunde de viață, înainte de a fi executați. Greu, de fapt, imposibil de imaginat. Ei nu știau nici de ce sunt acolo, că nu făcuseră nimic rău în viețile lor. Am să încep prezentarea și să-i cunoaștem. Aș vrea și îmi fac o datorie din a spune că sursele au fost diverse, CBS, Times of Israel, Haaretz, inclusiv, cum spuneam, trustul Anima News al prietenului Nando Mario Varga, dar și Forumul Familiilor Ostaticilor. Mi s-a părut o componentă pe care doresc să o aduc și pe ea împreună cu celelalte care dau mai multă obiectivitate, dar este partea umană, este partea de emoție care este justificată. Să pornim, dar. Hersh Goldberg Polin, 23 de ani. O seară înainte ca cetățeanul israeliano-american Hersh Goldberg Polin, în vârstă de 23 de ani, să fie luat ostatic de teroriștii Hamas de la concertul Supernova, el a luat cina cu familia și apoi a plecat în jurul orei 23 să campeze pentru concert. Mama lui, Rahel Goldberg, a auzit ultima oară de Hersh dimineața de vreme, 7 octombrie, când fiul ei a trimis două mesaje WhatsApp. În unul le-a spus părinților săi că îi iubește și în celălalt a spus îmi pare rău. După ce au vorbit cu câțiva dintre prietenii apropiați a lui Hersh, au reușit să-și dea seama că Hersh și cel mai bun prieten al lui, Aner Shapira, au fost răpiți. Brațul lui Goldberg Polin a fost pierdut din cot în timp ce teroriștii Hamas au aruncat grenade în adăpost. Shapira a aruncat cel puțin o jumătate de duțină de grenade înapoi din adăpost înainte de a fi ucis prietenului. Goldberg Polin a fost văzut în viață într-un videoclip lansat de teroriști în aprilie. Părinții săi făcuseră deja o campanie proeminentă pentru eliberarea sa, întâlnindu-se frecvent cu președintele american Joe Biden și alți oficiali. Originar din Berkeley, în California, părinții săi au imigrat din SUA în Israel. Au devenit probabil cele mai cunoscute rude ale ostaticilor pe scena internațională. S-au întâlnit cu președintele Biden, cu Papa Francis și cu alții și s-au adresat Națiunilor Unite cerând eliberarea tuturor ostaticilor. Carmel Gat, 40 de ani, terapeut ocupațional din Tel Aviv, a fost, citez, plină de compasiune și dragoste și i-a plăcut să călătorească, să meargă la concerte rock. Ea stătea cu părinții ei în kibuțul Berii, una dintre comunitățile cele mai afectate când teroriștii au pătruns în casa lor și au răpit-o în dimineața zilei de 7 octombrie. Părinții ei au fost uciși atunci pe loc în atac. Ostatici au fost eliberați în timpul încetării focului din noiembrie și ei au povestit că ea i-a învățat meditație și exerciții de yoga pentru a-i ajuta să supraviețuiască în captivitate. Ei au descris-o drept îngerul lor păzitor.
Alexander Lubnov, 33 de ani. Lubnov era tatăl căsătorit al unui copil de 2 ani și a unui copil de 5 luni, născut în timp ce era în captivitate. A fost răpit și el tot de la Festivalul de Muzică Supernova, unde lucra ca director de bar. Forumul familiilor ostaticilor citează martori care au spus că el a ajutat la evacuarea oamenilor din festival și a fugit mereu cu alții înainte de a fi el însuși răpit. Se spune că ceilalți au reușit să scape. Am văzut imagini cu el, cu Alex Lubnov, în familie, cu câteva zile înainte de a fi răpit, în timp ce sărbătorea Sucotul cu familia. Era și cânta lângă fiul său. Eden Ierușalmi, 24 de ani. Ierușalmi s-a născut în Tel Aviv. Îi plăcea să-și petreacă zilele de vară la plajă și studia pentru a deveni instructor de Pilates, potrivit aceluiași forum al familiilor ostaticilor. Această tânără lucra ca barman la Festivalul de Muzică în Aer Liber, Tribe of Nova, Când atacul inițial cu racheta al Hamasului a declanșat sirenele raidului aerian, ea a trimis un videoclip familiei ei spunând că părăsește petrecerea. În timpul atacului, ea a sunat la poliție și a fost în contact cu surorile ei în următoarele 4 ore, după cum se consemnează, după care a scris: "M-au prins." Au fost ultimile ei cuvinte. Ori Danino, 25 de ani. Danino, născut la Ierusalim, era cel mai mare dintre cei 5 frați și plănuia să studieze ingineria electrică. Ori era cunoscut pentru ambiția sa, dragostea pentru oameni și era iubit de toți. Îi plăcea natura și era foarte îndemânate, tot consemnat de Forumul Familiilor Ostaticilor. Se spunea că a fost răpit de la Festivalul Nova în timp ce conducea înapoi și încerca să ajute pe alții să evadeze. Almog Sarusi, 27 de ani. Forumul l-a descris pe Sarusi drept o persoană vibrantă, pozitivă, căreia îi plăcea să călătorească în Israel, în jeepul său alb cu chitara. El a fost la festivalul de muzică cu iubita lui, care a fost ucisă în atac. Forumul mai spune că Sarusi a rămas cu ea după ce a fost rănită și apoi a fost răpit. În partea a doua, așa cum vă spuneam, aș vrea să fac un mic rezumat al informațiilor declarației a primului ministru Netanyahu, care neagă că Hamas a executat ostaticii din cauza insistenței sale asupra cerințelor fundamentale din acest potențial acord de încetare a focului. Iată ce se consemnează. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, prim-ministrul Benjamin Netanyahu afirmă că cei 6 ostatici uciși de Hamas în Gaza săptămâna trecută nu au fost omorâți din cauza insistenței sale de a se menține cerințele fundamentale pentru un acord. S-a întâmplat pentru că ei, adică Hamas, nu vor un acord. Referindu-se la termenii acordului pentru ostateci, Netanyahu spune că este dispus să accepte o pauză de 42 de zile în luptele din Gaza. Și spune: "Formula cu care am fost de acord vorbește despre o primă etapă de 42 de zile, după care ne putem întoarce la luptă, desigur, dacă nu se găsește o soluție în cadrul negocierilor. Este decizia noastră, am insistat asupra ei. Și dacă se ia o decizie pe termen lung și se găsește un aranjament permanent în pâșie, în care altcineva să se poată ocupa cu misiunea de securitate și protejarea frontierelor, mergeți înainte. În prezent nu văd acest lucru la orizont." El deplânge dezinformarea cu privire la
evenimentele care au dus de la 7 octombrie și la ceea ce s-a întâmplat în cabinet, dar spune că nu va susține o comisie guvernamentală de anchetă atâta timp cât trupele continuă, astfel încât soldații și ofițerii să nu trebuiască să se îngrijoreze de găsirea unor avocați. Nu avem o nevoie urgentă să facem asta acum, avem nevoie urgentă să nu facem asta acum și la sfârșitul războiului vom decide cum o facem, când o facem. Să mergem acum la declarația șefului opoziției, a Victor Lieberman, care pare furios după conferința de presă a lui Netanyahu și spune: moștenirea ta este cel mai grav eșec de securitate din istoria Israelului. Și înșiră aici o serie de lucruri care îi par a fi făcute într-o perioadă în care celălalt care este la conducere a condus. Mai este și declarația Forumului Familiilor Statecilor, care este o declarație cu anume tentă de emoție și de presiune pe care este firesc într-un fel să o aibă. Ei au oameni acolo, ostateci, au murit oameni. Ei declară că discursul este plin de răstălmăciri. Forumul afirmă că poporul israelian, a cărui majoritate sprijină returnarea ostaticilor, nu va mai da o mână de ajutor acestei neglijențe criminale. Sigur că lupta pentru returnarea ostaticilor va fi intensificată și amplificată până când ultimul dintre ostateci se va întoarce acasă, cei vii pentru reabilitare și cei morți pentru o mormântare corespunzătoare, spune acest forum al familiilor ostaticilor. Acum SUA, iată, Statele Unite critică protestul anti-Israel. Eu sunt acum în știrile ultimilor, să spunem, 48 de ore cel mult. SUA, spuneam, critică protestul anti-Israel din New York, unde au fost abordate steaguri Hamas. Și se dă și un video în sensul ăsta, în informația de bază. Trustul Anima News spune: Casa Albă s-a dezlănțuit împotriva unui protest anti-Israel care a avut loc mai devreme astăzi la New York și care a inclus fluturarea de steaguri ale organizației teroriste Hamas. 7.000 de persoane au participat la protest, dintre care 4 au fost arestate după ce s-au ciocnit cu poliția. După cum au spus președintele Biden și vicepreședintele Harris, în America nu există absolut niciun loc pentru otrava antisemitismului. Niciun loc, a afirmat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates. Ei și întreaga administrație Biden-Harris condamnă orice individ care se asociază cu organizația teroristă răspângătoare Hamas. Este deosebit de odioasă exprimarea sprijinului pentru Hamas în aceea zi, când funerariile unui ostatec american nevinovat pe care l-au ucis cu brutalitate, a adăugat Bates, referindu-se la Hersh Goldberg Polin, care era și american, al cărui cadavru a fost recuperat de IDF în weekend, după ce ropitorii săi Hamas l-au ucis împreună cu alți 5 ostateci. Acesta este un moment în care toți americanii trebuie să se unească și să se ridice împotriva antisemitismului și împotriva urii dezgustătoare și a răului pe care le reprezintă Hamas, a subliniat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, potrivit trustului Anima News. Ei, mai dau o singură știre. Știrea spune așa, e o știre pe care o așteptam de mult și vine în legătură cu ONU. Iată știrea. Reprezentantul Israelului la ONU, în Consiliul de Securitate, se va discuta despre ostatecii Hamas pentru prima dată de la 7 octombrie. Trustul Anima, care a dat acum această știre de breaking news, spune așa că reprezentantul Israelului la ONU, Danny Dannon, afirmă că
Consiliul de Securitate se va reuni astăzi la cererea sa urgentă pentru o discuție oficială pe tema ostaticilor deținuți de gruparea teroristă palestiniană Hamas în Gaza. Într-un tweet, Dannon afirmă că va fi prima astfel de discuție de la atacul Hamas din 7 octombrie. Și spune așa, este trist că Consiliul a avut nevoie de 11 luni pentru a face acest lucru și numai după uciderea barbară cu sânge rece a 6 ostateci de către teroriștii Hamas, a postat Dannon mulțumindu-le reprezentanților Statelor Unite, Marii Britanii, Franței pentru facilitarea acestei reuniuni de urgență. Consiliul de Securitate trebuie să condamne această grupare teroristă nazistă și să ceară eliberarea imediată a tuturor ostatecilor. Mă opresc acum aici. Am încercat să prind o imagine cât se poate de obiectivă, dar ar trebui să fie un super om, cineva care a reușit să îmbine creierul, logica, cu sufletul și starea emoțională. Rudimentar, dar eficient, a fost indusă de către teroriști această creștere foarte mare a stării de emoție, pe un fond deja tensionat. Ar fi o întrebare, sigur, retorică, că nimeni nu poate răspunde la ea. Credeți că își doresc acord de încetare a focului? Mă refer la teroriști. Oare asta își doresc ei? Sau poate altceva? Fiecare poate judeca singur sau singură, după cum crede și simte.